Ziua și vizitele la poliție pentru bărbații din familia Pițurcă. Astăzi, cel care a mers să dea cu subsemnatul, așa cum impune de astfel măsura controlului judiciar, este juniorul Alex Pițurcă. Colega mea, Denisa Biță, este la secția 11 și ne spune dacă Alex este la fel de comunicativ cu presa așa cum a fost tatălui ieri. Bun găsit, Denisa! Bun găsit, Mădălina. Din păcate, Alex nu este la fel de comunicativ cu presa așa cum a fost tatălui ieri. Ei bine, Alex ar fi trebuit să vină acum la ora 14 pentru a semna controlul judiciar aici la secția 11 de poliție, însă Alex s-a prezentat cu o oră mai devreme și a venit aici la ora 13. Am încercat să stăm de vorbă cu el, să-l întrebăm ce părere are despre declarațiile pe care tatălui le-a făcut ieri, însă ne-a spus că este foarte răcit, nu poate vorbi și că nu poate face în momentul de față declarații legate de dosar. L-am întrebat și despre mama și bunica lui cum sunt, pentru că știm foarte bine tatălui ieri spunea că cele două femei din viața lui nu s-au simțit deloc bine, n-au fost deloc ok în urma situației care s-a creat în familia lor. Ei bine, nici despre asta nu a vrut să comenteze. Alex a venit aici cu o oră mai devreme, probabil să scape de noi, să scape de jurnaliști. A venit foarte camuflat, după cum veți vedea și în imagini. Însă surpriza cea mai mare a fost mașina cu care Alex a venit aici la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. Este vorba despre mașina fostei sale iubite, mașina mamei copilului lui. Ei bine, Alex nu a venit singur, a venit însoțit de un șofer. Însă haideți să vedem și noi imaginile cu el de aici, de la secția de poliție. Vorbești și cu noi puțin? Vreau să te întreb, cine crezi că vrea să vă facă rău legat de declarațiile tatălui tău de ieri? Spunea că este un scenare. Nu comentezi nimic din ce a spus tatăl tău ieri? Deocamdată nu. Sunt și bolnav, răcit. Nu vrem să te supărăm, știu că ai zis că ești bolnav, dar voiam să te întreb un singur lucru. Care este implicarea ta în acest dosar? Tatăl tău spunea ieri că ți reproșează că ați intrat în această situație. Deocamdată nu pot să comentez nimic. Cum sunt ai tăi acasă? S-au liniștit? Mama, bunica? Vă rog frumos,